Cu Năstase Iliescu, Joana și Tăricianu în locul lui Plin și Ponta era altceva, se referă la discuții. Totodată vine, după vreo câteva minute, și spune Joana este imatur. Adică, spune, a dat o probă, în ghilimele, a maturității sale când l-a acuzat pe domnia sa, marele președinte, de trădare. Altă preocupare a domnului președinte Băsescu. Dan Diaconescu, ca politician, este o caricatură. Și mai completează, zice, domnule, nu se face politică așa dând bani, promițând bani pentru voturi și așa mai departe. Nu știu la cine se referea în mod real, pentru că, din câte știm noi, bani și alte avantaje, case, biciclete și așa, nu, mă rog, nici mai contează Dan Diaconescu, că el încă n-a apucat să intre și probabil că nu va apuca să intre în alegeri. Dar cei care au făcut și au practicat aceste lucruri sunt oma și de la partidul domniei sale. Dacă așa a văzut o țară întreagă, nu? Deci caricaturile cine ar fi? Oprescu nu e candidat credibil la președinție. E în aceeași galerie cu Tina Antonescu. Abdicarea regelui Mihai. Iarăși, ultima măgărie. Ultima impostură a acestui individ care devine, pe zice, trece o pată din ce în ce mai mare pe obrazul României. Un apatrid imoral, așa cum a fost el numit în scrisoarea pe care Tina Antonescu a adresat-o regelui Mihai, într-un gest de scuze, dacă se putea spune așa, din partea celor care sunt sau nu monarhiști în România. Și așa mai departe. Deci, iată ce preocupări are Traian Băsescu. A vrut să aibă politici, oameni care, mă rog, sunt în zona aceasta a politicului, istoria României pe care el vrea să o rescrie, să o recolecteze și așa mai departe. Nu-l interesează criza economică, nu-l interesează faptul că suntem în prag unei noi crize financiare, nu-l interesează faptul că, iată, Uniunea Europeană ne retrage finanțările pentru infrastructura și nu mai are domnița Udrea ce să mai facă și acolo, pe unde să mai execute cât un paran de răt, și așa mai departe. Nu are nicio preocupare în sensul acesta. Așa cum spunea și domnul Dăghici și domnul Gerea, și fac și o referire la acest lucru, este că președintele României în acest moment și-a atins scopul, practic să capteze tot ce înseamnă discuții referitor la dânsul, iar problemele de bază, problemele importante cu care se confruntă România, să le lăsăm deoparte. Într-o perioadă în care în țară, în România, se moare în spitale, învățământul este așa cum este. Agricultura nu există. Cum spuneau colegii, se preconizează, se vede de departe că urmează o criză financiară, o criză alimentară. Prețurile cresc. Iată că noi astăzi discutăm aici, nu mai azi, o să mai discutăm mult timp de aici încolo și ieri și alaltă s-a discutat despre acest subiect fierbinte de regionalizare și eu cred că stăm în butoi de pulbere pentru că s-a ajuns în acest moment și lucrurile nu se văd bine. Iată că în acest moment se discută, dacă nu mă înșel și la Bruxelles, practic Ungaria au cerut o mediatizare sau o negociere privind ceea ce se întâmplă la noi în țară. Din punctul meu de vedere este o, să zic așa, o greșeală să vii cu implicare în temelul interne al unei țări. Eu așa văd. Nu este normal ce se întâmplă. Și faptul că suntem în acest moment aici, președintele României este de condamnat.